Am inițiat alături de alți colegi parlamentari o inițiativă legislativă ce propune ca funcțiile publice din cadrul instituției prefectului să devină funcții publice de stat în loc de funcții publice teritoriale. Faptul că aparatul instituției prefectului verifică legalitatea actelor administrative reprezintă un raționament important pentru ca aceste funcții să se plaseze în eșalonul cel mai înalt ca responsabilitate, a transmis deputatul social-democrat de Buzău, Romeo Lungu. Propunerea vine pe fondul protestelor din prefecturi, care au avut loc în ultima perioadă. Sindicaliștii au solicitat statut de funcționari publici de stat și salarii mai mari. Partenerii de coaliție liberali susțin la rândul lor un demers legislativ similar. Ne dorim să echilibrăm veniturile celor care lucrează în instituțiile prefectului din întreaga țară, printr-o propunere legislativă care corectează o scăpare a codului administrativ. Am depus așadar la Senat propunerea legislativă care presupune ca funcțiile publice din cadrul instituției prefectului să devină funcții publice de stat în loc de funcții publice teritoriale, cum prevede actualmente. Codul administrativ și astfel veniturile personalului vor crește. Îmi doresc ca această propunere să primească urgent votul colegilor senatori și mai apoi al parlamentarilor deputați. A precizat președintele PNL Buzău Gabriel Avramescu prin intermediul unei postări pe pagina sa oficială de Facebook